Lansăm astăzi două cărți de călătorii, prin spațiul românesc, publicate acum 160 de ani. Alături de noi se află trei cunoscuți istorici, doamna Georgeta Filipi, domnul Adrian Silvan Ionescu și domnul Sergiu Iosipescu, care vă vor vorbi despre James Noyce și despre Patrick O'Brien, despre cărțile lor și despre contextul în care au fost scrise și publicate. Iar acest context este Războiul Crimeei. Acum 160 de ani, la sfârșitul lunii februarie 1856, aliații care însemnau Franța, Marea Britanie, Imperiul Otoman, Regatul Sardinii, aruncau în aer, distrugeau instalațiile portuare rusești de la Sevastopol, distrugeau flota rusească a Mării Negre. Sevastopol căzuse în toamna anului precedent. Încheind astfel războiul și încercând să pună capăt pentru o vreme ambițiilor Rusiei, ambițiilor europene ale Rusiei. Despre acest război la școală nu se învață mai nimic. Percepția noastră despre percepția foarte comună despre evenimentele cruciale din secolul al XIX, care sunt Revoluția de la 1848 și apoi Unirea Principatelor, este foarte fragmentară. Sunt prezentate evenimente prezentate din perspectivă strict românească, fără a fi puse în contextul european, care este determinat. Iar contextul lor european, contextul european al creierii României moderne, al Unirii Principatelor, este acest Război al Crimeei. Despre asta vă vor spune mai mult invitații din această seară. Aș vrea să vă mai spun un lucru în introducere, faptul că aceste două cărți fac parte dintr-o serie de mărturii care ne vin de la din spațiul occidental, dintr-o dată, mărturii despre Moldova-Latvia, despre spațiul românesc. Până în acel moment, până la jumătatea secolului al XIX-lea, aveam mărturii sporadice, accidentale. Dintr-o dată, după 1853, avem de-a face cu avalanș de mărturii. Cărți, articole, diverse texte, publicate sau nepublicate. De ce? Pentru că atunci încep să vină masiv în această parte, în această margine a Europei, străini din Occident. Și vin tocmai din cauza acestui război al Crimeei, care este marele eveniment al epocii, fie cu treabă, fie ca turiști de război, fie ca militar, și ne lasă aceste mărturii. I-aș vrea cuvântul pentru început doamnei Georgeta Filipi. Vă mulțumesc, domnule Mimantea. E plăcere să ne întâlnim iar să comentăm niște cărți mai mult decât interesante. Și ca istoric care m-am ocupat cu ani în urmă, exact de călători străini, mi s-a adaug ceva față de predecesori și, în genere, față de interesul Marii Britanii pentru spațiul nostru, Patrick O'Brien este o excepție. Dacă la 1795 Rockaby, Moritz Rockaby, făceau o grand tour, cum îl făceau toți englezii care nu suferau neapărat de splin, dar vreau să se informeze, să se culturalizeze, și atunci străbăteau bazinul mediteranean, se duceau puțin în Capadocia și de acolo culegeau o sumedenie de informații. Pe acest Rockaby îl duce soarta și în spațiul românesc.
Și când își tipărește cartea, tot ce s-a referit la principatele române, taie cu farfeca. Dar nu taie și desprinde, ci taie ca să facă un fel de tăieței. Deci este imposibil acum, mă rog, mapele se păstrează. Le-a adus consulul Caragea la București. E imposibil să mai refaci această relatare, aceste impresii ale englezului despre noi, bune sau rele. De ce? Pentru că fie editorul, fie el însuși au considerat că nu interesează. Ori, după jumătate de secol, nu numai că interesează, nu numai că acest irlandez, dumneavoastră știți că irlandezii sunt așa niște oameni mai speciali, mai năvalnici, mai iuți la mânie. Ei bine, de data asta e un tip calm, un om liniștit, un om care privește cu o bună dispoziție extraordinară această țară cu bunele și cu relele ei, dar când termin cartea, îți dai seama că a fost încântat, că l-a marcat această ședere în spațiul românesc. Celălalt, cum discutam și cu colegii mei, fără îndoială, vine din ceea ce se cheamă lumea nouă. Aici totul îi se pare altfel și atunci, hai să spunem că el este democratul. Nu știu dacă aici era absolutism. În fond, diferențele sunt a nevoie de făcut, dar e destul de străin. Nu poate să intre în atmosferă. Dar editura a făcut un lucru extraordinar pe care noi, când am publicat Călătorii străini, sunt destule volume, serie veche și acum seria nouă de secolul XIX, nu ne-am putut permite să publicăm un scriitor și cu referire la alte spații decât cele românești. Ori, domnia voastră, ați mers mai departe și ați cuprins toți Balcanii și în felul acesta percepția unui outsider, a uneia de peste ocean, e completă, e interesantă și eu zic că depășește interesul pentru istoric și se coboară la Marele Public, Marele Public dornic de informație, Marele Public luminat, Marele Public călător. Dacă ne uităm la ce scrie despre bazarul din Istanbul, despre Sfânta Sofia sau despre catedrala, despre cisternă, despre catedrala îngropată, nu? Că până la urmă Debussy va relua la catedrala Unglutin, este un lucru extraordinar, extraordinar. Cred că în ultimii ani nici nu s-au publicat lucrări atât de expresive, atât de actuale pentru noi. Și pe urmă aș mai adăuga, probabil colegii mei vor dezvolta mai mult aspectul acesta, atât o călătorie cât și alta se face sub umbra amenințătoare a rușilor. Asta este o permanență a spațiului acesta și un memento, încât interesul este odată în plus stârnit și păstrat până la ultima pagină. O să revin. Vă mulțumesc. Ar trebui să vă spun câteva lucruri și despre cei doi traducători. James Noyce este tradus, beneficiază de o traducere foarte, foarte bună și foarte expresivă și care, într-adevăr, ne redă parfumul de secol XIX și intră în atmosfera unui text de secol al XIX-lea. O traducere de Eugen Popa. Patrick O'Brien este tradus de profesorul Constantin Ardelan de la Galați, pe care am fi dorit să-l avem alături de noi astăzi. Și este și deschis volumul de o introducere excelentă a profesorului Ardelan, care face legătura necesară între evenimentele de acum 160 de ani,
din războiul Crimeei și tot contextul acela și evenimentele de astăzi într-un context foarte asemănător în care Rusia își rea expansiune. Aș vrea să vă mai spun că fragmente consistente din cartea lui James Noyce au fost traduse acum câțiva ani de profesorul Adrian Silvan Leonescu pentru seria de călători străini. Îi dau cuvântul. Mulțumesc tare mult. James Oscar Noyes e un călător foarte interesant. Am avut onoarea să fac parte din colectivul care a editat parte din ultimele volume ale călătorilor străini în secolul al XIX-lea și pe lângă bucuria de a parcurge niște memoriale de călătorie extrem de interesante, pline de viață, am găsit și niște personalități foarte interesante. Ca acest american, medic, care ajunge în ținuturile românești. Nu era cel din tâi. Și nu este nici primul care scrie despre ținuturile românești. În 1840, un negustor, Vincent Otto Nolte, care era și avea întrepozite de la New Orleans, ajunge în zona aceasta și face o călătorie pe Dunăre, experimentând mizerii de carantină de la sculet. După aceea merge cu o căruță de poștă, la fel ca toți vizitatorii noștri, care îl ducă foarte tare de la Galați la Iași, pentru că se îndrepta spre Odessa. Își concretizează amintirile ceva mai târziu, în 1853, într-un volum care se numește 50 de ani în ambele emisfere, pe care tot eu l-am tradus și am avut în volumul 3 din 2006 al călătorilor străini despre țările române. Un altul, puțin mai înainte, venise și mai rapid publicat, doctorul Valentine Mott, o somitate în materie de medicină americană, profesor ani de zile la școala de medicină din New York, care în urma unei depresii, între 1834 și 1841, face o lungă călătorie în lumea veche. Și ajunge și el în ținuturile noastre, iar în 1842 publică la Harper & Brothers din New York Travels in Europe and East, unde își relatează voiajul din 1841. Așa că Noyce nu este primul american care scrie despre român, dar este primul care dedică o carte, sau în orice caz, un titlu ținuturilor românești. Trebuie să facem o precizare. Titlul nu este 100% original, pentru că în aceeași perioadă, un negustor britanic pe nume James Henry Skene publicase în 1852 o carte care se numea The Frontier Lands of the Christian and the Turk, care e reeditat în 1854 sub titlul The Danubian Principalities to the Borderlands of the Christian and the Turk. Și Skene, trăind multă vreme în aceste ținuturi, face o descriere foarte interesantă. El e chiar un apropiat al elitelor. Ia prânzul cu principele Barbu Știrbei, care îi dă anumite misiuni să vadă cum se duce administrația românească, dacă poate să facă anumite ameliorări. El evită să-i dea răspunsurile dorite de principe, dar se bucură de prânzul deosebit pe care îi oferise acesta. Noyce este și el într-o elită, în elita otomană. Este sfătuit de Mazar Pașa, care era guvernatorul militar al Bucureștilor, un britanic, domnul Lekman, să îmbrace uniforma militară și, pentru că era medic, care de-abia se specializase la Viena, să intre în serviciul otoman, lucru pe care el îl face. Lucru care îi facilitează accesul prin ținuturile noastre și mai departe, până la Constantinopole, unde are posibilitatea să observe o societate
într-un fel amorțită, în alt fel într-un constant și nou proces de primenire. Noyes nu va rămâne un medic. Va renunța curând la această carieră a bisturiului și se va dedica literaturii, având într-adevăr mari calități de literat. Astfel, o să fie o vreme, în timp cât a stat în Orient, o să fie reporter pentru Daily Tribune din New York, pentru Morning Chronicle din Londra și va avea și câteva colaborări la Putnam's Monthly, la National Magazine, amândouă din New York și la Free Press. În 1858, va cumpăra, devenind patronul și editorul unei reviste foarte căutate, revista de cultură, care se numea Knickerbocker Magazine. În timpul călătoriei, cunoaște întreaga societate românească, de la umilul Surugiu și de la capitanul de fort Ceaușul, care umblă după cai cu destul de multă lentoare, făcându-l să se enerveze pe tânărul Hakim, până la, cum v-am spus, domnul Pașe Mazar Pașa și Iskender Bey, pe care îl întâlnește la 200 de metri de aici, plimbându-se prin grădina Cișmigiu. Iskender Bey, care era un conte polonez, Antonii Ilinski, și care i-a urat teribil pe ruși pentru că își pierduse familia sa proprietățile din Basarabia, intrase în serviciul sultanului și ajunsese comandantul trupelor de pașii buzuci. Trupe neregulate, trupe formate mai mult din tâlhari de drumul mare, adunate din întregul imperiu, și pe care el reușise totuși să le liniștească printr-un regim extrem de dur, necruțător, cu bătăi foarte dese sau cu execuții imediat ce era descoperită câte o nelegiuire făcută de acești pașii buzuci. Noyes este constant într-o comparație a ținuturilor pe care le vizitează cu America natală. Este un om de cultură. Face referiri la literați din vremea respectivă. Face referiri la literatura veche, la antichitate. Mărturisește în prefață că este un prilej deosebit pentru el să prezinte aceste ținuturi necunoscute publicului american, arătându-le cât de frumoase sunt. Dar, repet, nu încetează a face referiri. Spre pildă, primii surugii pe care îi vede, spune că sunt niște tipi pletoși și cu o carnație exact ca indienilor Choctaw. Pe țiganii pe care îi vede, aflând că sunt robi, începe să intereseze problema robiei, care e o mare problemă și în Statele Unite. Mai trebuie să treacă încă 10 ani până când războiul civil american se rezolve această problemă. Și spune, față de America, ținuturile românești sunt mai liberale. Aici nu există o lege a sclavilor fugari, iar prețul robilor este incomparabil mai mic decât al sclavilor din Statele Unite. Trecând la un moment dat printr-o zonă, se pare că parcă ar fi în Illinois. Iar viața localnicilor îi se pare de nenumărate ori mai săracă și mai prăpădită decât aceea a celor mai prăpădiți locuitori din slumurile New Yorkului. Spune, de 1000 de ori sunt mai fericiți newyorkezii care trăiesc într-un subsol împărțit în mici compartimente decât acești țărani care sunt în aceste câmpii întinse, locuind în bordeele lor. Lasă că bordeele sunt pentru el un real șoc. Ajungând pe un timp de iarnă, când toate locuințele subterane ale românilor erau acoperite de zăpadă, îi se pare ciudat că
deasupra unor gorgane se ridicau niște coloane de fum. Și întreabă pe tovarășul său de drum, ce este asta? Zice, asta este locuința Romului, da? După aceea, văzând că din bordeie încep să își facă apariția niște oameni, îi se pare că aceea seamănă cu căței de preierie, ieșind din locuințele lor subterane. O imagine formidabilă este aceea a unui țăran pe care îl întâlnește stând scripurit în bordeiul său într-o zi extrem de ploioasă și o gaură foarte mare în tavan și îl întreabă imediat vreau să vă dau citatul, că m-am amuzat și pe mine când am făcut traducerea din acest fragment. Așa. De ce nu se repara acoperișul? Am întrebat. Plouă prea tare, domnule, a răspuns omul. Dar de ce nu repara atunci când este vreme bună? Păi atunci nu are niciun rost. Deci, prin chestia asta se marchează cu roșu indolența populației locale, care știa că dacă are o casă mai bună, sigur o să vină ori muscalul, ori turcul peste ei și o să le distrugă și o să le fure și o să îi gonească din locuință. La fel, relațiile pe care le are cu ceaușii, cu capitanii de poștă, care nu se grăbesc să aducă BDV necesar în mijlocul de locomoție, unde sunt cai? Păi pasc. Păi te și adu-i. Dar imediat, stați puțin. Și ei trebuiau să stea până când aveau să le fie aduși caii care erau prinși cu arcanul și căpescăle erau din sfoară, nu aveau zăbală, iar surugiul era extrem de meșter să repară orice stricăciune. Iar atunci când, din cauza hurducăturilor, căruța se rupea, altă soluție nu era decât să încalce pe cap și să meargă până la următoarea poștă, după care s-a și întâmplat cu Noies, care a avut norocul în seara respectivă să fie o furtună și la un fulger să vadă că stația de poștă nu era prea departe, pentru că altfel se credeau absolut pierduți în câmpia română. A ajuns acolo, ud până la piele și flământ, s-a bucurat de ospitalitatea generoasă, să spunem, a capitanului de poștă, care l-a invitat să se întindă alături de el pe marele divan foarte tare, din scândură, și el s-a aruncat așa cum era, plin de noroi și mor de foame, folosind unul dintre copiii gazde drept căpătâi. O lume extrem de colorată, o lume care pentru cititorul de astăzi, mai ales cititorul necultivat, obișnuit cu Harry Potter și cu science fiction, este greu de înțeles, dar care este extrem de viu prezentată de James O'Noyes. O lectură plăcută pe care o recomand cu toată căldura. Mulțumesc! Vă mulțumim. Aș vrea cumva să prefacez intervenția domnului Sergiu Osipescu cu un fragment din cartea lui Petre Păgăraia. Toate tratatele amintite în aceste pagini au fost încălcate de Rusia. Pretinzând să fie incluse în marea familie a națiunilor civilizate din lumea creștină, Rusia a încălcat tratatul de la Viena, luând în stăpânire gurile Dunării și împiedicând navigația, a violat tratatul de la Adrianopol, ocupând insulele de pe acest fluviu, a încălcat tratatul de la Balta Liman, trecând Prutul cu armatele sale în iulie anul trecut, iar regulamentul organic elaborat de ea însă și-a fost ignorat de ambele puteri prin numirea ilegală a domnitorilor Știrbei și Dica. Este greu de spus unde s-au refugiat credința și onoarea în aceste zile, când vedem o mare putere creștină, pentru care nicio promisiune nu este sacră și niciun tratat nu merită respectat, primind doar proteste formale din partea celorlalte guverne ale lumii creștine. Înainte să solicite protectoratul Rusiei, supușii creștini ai sultanului ar trebui să privească mai întâi spre Moldova și țara românească pentru a vedea efectele negative ale protectoratului în aceste principate. Și mai departe,
marile puteri ale Europei Occidentale știu acum ce trebuie să aștepte de la Rusia, cât de nesincere sunt angajamentele ei și cât de mare este disprețul său față de dreptul internațional. Am stat mult timp să mă gândesc ce vă voi spune. Ce este cuprins în carte și cum trebuie să privim și una și cealaltă din cărți, ce este în ele și nu este vizibil de la prima observație. James Oscar Noyes este un american tipic. Este chirurg, a făcut medicina, s-a specializat la Viena, se întoarce în țara sa, este un om de afaceri prosper din afaceri din timpul războiului de secesiune și după aceea, după războiul de secesiune, pleacă în sud, în sudul înfrânt și sub stare de asediu vreme de vreo 10 ani și face afaceri la New Orleans. E un personaj foarte interesant. Este, cred că, primul care prezintă publicului american o viziune cât se poate de, încearcă să fie cât de completă a țărilor române, atacul romanilor. Ea se bazează pe o mulțime de scrieri franțuzești, în primul rând, cu mare circulație în acea vreme, în Europa, dar mai puțin cunoscute în Statele Unite. Este foarte interesant că folosește și prezintă publicului american Miorița, după traducerea franțuzească, făcută de un personaj care în felul acesta ajunge popular prin Miorița în Statele Unite, Ioan Voinescu al II. Sunt acei oameni, de aceea vă spun că în substratul acestor cărți găsim mulțime de lucruri care sunt importante pentru istoria secolului al XIX și chiar nefolosite de către istoriografia română la justa lor valoare. Ioan Voinescu al II-lea este unul dintre participanții la Revoluție, moare la, în 1855, la 42 de ani, exilat în Franța, este omul care a pătruns grație lui Prosper Mérimée, a împărătesei Eugenia în cercurile lui Napoleon al III-lea, foarte deschis către toți acești revoluționari exilați, și cărea Ioan Voinescu al II-lea i-a prezentat destinul revoluționar al poporului român. Câți români sunt și ce minune a reprezentat un stat unit al românilor. Deci, în substratul cărții lui Noyes, prin Miorița, descoperim pe Ioan Voinescu al II-lea. Mai găsim câteva lucruri foarte interesante, o descriere foarte importantă, pentru că cele câteva relatări reale ale lui Noyes sunt ascunse într-o mare de alte informații luate din diverse cărți. Dar câteva sunt foarte importante. Descrierea Silistrei și Arab Tabiei, cu un rol foarte important în războiul Crimeei. Aici vorbește și de un lucru foarte interesant care aș putea să-l numesc rolul mitei în victoriile ruse. Încercarea care o menționează și care, de care nu știam, a mareșalului Pașchievici în 1853-54 de a cuceri Silistra prin, spune Noyes, prin cheia de aur. Prin încercarea bribery as method of conquest. Noyes este un american tipic, un american democrat,
un american care nu concepe altceva decât democrația americană. Pentru el, ceea ce este în Orient, chiar ceea ce este în Europa, este o despoție, regi și boieri corupți, tot felul de personalități, tot felul de elite care nu corespund câtuși de puțin idealului american. Și ca atare vor trebui măturați mai devreme sau mai târziu de revoluție și de o nouă orânduire care, bineînțeles, va fi după tipicul democrației americane. Mai sunt, sigur, multe elemente. I-a plăcut foarte mult Ungaria și revoluționarii maghiari. Și Munduraicele, firește. Și sfârșește drumul prin Ținuturile Românești, îndreptându-se spre Constantinopol și spre alte orizonturi, văzând marea de pe înălțimile Dobrogei Sudice și strigă Talata, Talata, și aflăm că este și puțin pertic, pentru că este Talasa, Talasa, totuși, și nu Talata, Talata. Cu asta aș încheia despre Noyce și aș trece la Patrick O'Brien, care mă mărturisesc că l-am simțit foarte aproape de inima mea. L-am simțit foarte aproape de inima mea, am să vă spun în primul rând de ce, pentru că ducându-mă acuși vreo 7 ani pe malurile lacului Ontario, la vechea, în apropiere de vechea capitală a Canadei, Kingston, am văzut Marea Cruce pentru miile, zecile de mii de irlandezi care ajunseseră morți de foame și au murit în anii 1843-44, fugind de foamea din Irlanda. Patrick O'Brien este dintr-o familie avută din Irlanda, o raritate, dar este un om profund sensibil. Este un om bun. Este un tânăr minunat, a spune. Și, în primul rând, este un bun observator și folosește în descrierile sale o mulțime de documente, unul include chiar în carte, foarte importante, din arhiva Consulului General englez la București. Robert Gilmore Calhoun. Calhoun i-a pus la dispoziție și el introduce în carte o descriere foarte interesantă și absolut remarcabilă a posibilităților de construire a unui canal Dunăre-Marea Neagră. Totodată, el face aprecieri care se vor dovedi juste în legătură cu posibilitățile de dragare ale brațelor Dunării și deschiderea lor pentru marea navigație. Compară Galații cu Brăila și alegerea lui se îndreaptă spre Galați, cu cheiuri mult mai importante și cu un aspect mai european, și mai dă un element. Lângă Brăila era o fabrică de conserve de carne, fabrica Golner, înainte încă de 1840, care a fost amestecată într-o poveste înfiorătoare, a pregătit conservele de carne pentru expediția arctică a lui Sir John Franklin. Expediția a pornit în 1848 și a dispărut. Și a fost căutată în derum, a fost găsită în cele din urmă urmele acestei expediții, navele, cele două nave distruse, iar conservele în parte nedesfăcute, conservele de la fabrica Goldner de lângă Brăila, pentru că o parte din ele conțineau rumeguși. Deci, o mare ticăloșie a celor de în fabrica a fost imediat confiscată de guvernul englez și a fost un scandal monstruos. Menționează despre această, despre succesorii, cele două fabrice englezești de conserve din țara românească, care au avut un rol important după aceea în aprovizionarea flotei
engleze care făcea, care controla Mediterana. Sunt foarte multe lucruri despre orașul, despre orașe, despre sate, despre agricultură, despre aspectul satelor românești. El le găsește frumoase, cu casele cu plante agățătoare, casele românilor destul de curate și confortabile chiar, fântânile cu cumpănă, găsește totul mai bun, mai frumos decât în Irlanda sa, unde anii 1846-1846 au fost cumpliți. Vinul bun, aproape la fel de bun ca în Franța, București foarte frumos, teatru minunat, o trupă italiană și frumusețea șoselei. Frumusețea șoselei, una dintre cele mai frumoase din Europa. Și o descrie amplu, socotind-o una dintre marile realizări ale celor doi domni, Bibescu și Știrbei. Tot acolo e vila unei tinere siciliene adoptate, pupila lui Babu Dimitrie Știrbei. Ne gândim la șoseaua de astăzi distrusă. Șoseaua din copilăria noastră, care era superbă, cu alea pentru călăresc, care se mai păstra încă în anii 50-60, nu mai există, și bucăți din ea au fost mâncate de diverse construcții recente. Principatele supruși, comportamentul cu țăranii a armatei ruse, precum cu șerbii din Rusia, 3 milioane de români ar putea fi de 5 ori mai mult, pentru că pământul e de o mare rotnicie și oamenii ar putea fi fericiți fără această continuă trecere de trupe. Pentru că războiul Crimeei, de fapt, sfârșește o serie începută la 1710 de războaie ale chestiunii orientale, de războaie și de ocupații rusești, austriace, turcești, care au transformat secolul al XVIII, au distrus evul timpuriu modern românesc al lui Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu și au dus la un mic Dark Ages, la o vreme întunecată, la în pragul epocii moderne. El remarcă, asemenea lui David Urquhart, remarcă gentilețea și frumusețea, în special a femeilor, a tinerilor din țara românească. Ultimul moment înainte de plecarea sa este trecerea printr-un sat în care, dându-le până seara, toate fetele îi fac o plecăciune. Trădarea lui Constantin Brâncoveanu față de Petru I o discută și spune o chestie foarte frumoasă, cu care eu termin, și care spune cam așa. Doar să-mi găsesc referința. Locuitorii pot fi ocupați și exploatați, înjoșiți și defăimați, fără teamă de pedeapsă. Aceasta îi se pare cel mai grav lucru în ceea ce privesc pe români. Vă mulțumim. Aș vrea să vă citesc un fragment despre București dintr-o altă perspectivă, din perspectiva celuilalt, a lui James Noyce, care vine într-un spațiu foarte exotic despre care în Occident nu se știe nimic. Deci asta este premisa de la care trebuie să pornim. În Occident nu se știe mai nimic, nu se știe nici ce limbă vorbesc oamenii ăștia de aici, cât sunt, cine sunt, cum arată. Și el vine dintr-o democrație protestantă.
Și iată ce percepție are în legătură cu București. Ba ne apropiem de palatul unui boier, palat care se dovedește a fi de fapt o surcătură văruită care stă să se prăbușească, ba traversăm locuri largi, maidane, în care țiganii pe jumătate goi își înalță corturile, o locuiesc în cea mai cruntă mizerie, pe sub niște scânduri zemate de frunzi. N-am mai văzut niciodată luxul și sărăcia, frumusețea și sluțenia alăturate într-un contrast atât de izbitor. Deci la București. E un adevărat carnaval al civilizației, așa cum se întâmplă atunci când libertatea și sclavia viețuiesc alături. Boierii sunt dornici să se bucure de libertate constituțională, dar casele lor sunt pline de sclavi. Asta îl revoltă de fiecare dată. E un american nordist. Intriga ia locul politicii, partidele înlocuiesc naționalitatea. În București răsună un concert neîncetat de serbări, distracții, nechezat de cai, urlete de câini și suspine de sclavi. Iar aici, asta este foarte interesant, este unul dintre puținele locuri în care își arată sursele. Îl citează în sprijinul lui pe Vaian. Subiectul documentării acestor călători străini este rămâne de selenit pentru istoriografia românească. Doamna Filip. Oricum el spune că și Baiana și obicinii l-a folosit. Aruncă o indicație foarte sumară. Pe mine m-a atras puțin și, sigur, personajele sunt interesante amândouă. Dar până la urmă, ce caută englezul aici? Nu e militar, nu e negustor. E curios. Dar eu cred că este o curiozitate, aș zice așa, pusă sub o umbrelă MI6. Nu? Adică el e puțin spion, cred eu. Și această credință e întărită și de faptul că se duce țintit la consulul, oricum să pronunță, că și eu am făcut aceeași greșeală, arhiva lui se află la Q, deci e la Londra. Tipul ăsta, să știți că avea un mare ascendent asupra societății românești, probabil că nu și-ar fi frânt gâtul dacă nu-i făcea curte uneia din fetele lui Vodă. Și Vodă n-a vrut să-și-l facă ginere. Dar ăsta e un personaj foarte informat. Englezii au un gen de spionaj foarte rafinat. Bine, nimeni nu se duce să-și scrie pe frunte de eu sunt spion. Ăsta vine, vede, dar exact cum observa și domnul Iosipescu, este un om bun. E așa de bun că nu poate să facă altceva decât să compare casele noastre cu casele irlandeze, sunt mai chipzuit împărțite ale noastre decât ale lor. Unul vine de la Constantinopol spre Viena, celălalt viceversa. Ăsta iese prin țară, din țară, să plece spre Viena și în momentul când vede Carpații, într-o zi de iarnă plină de soare, se așează în genunchi, mulțumește lui Dumnezeu că a ajuns acolo, că a văzut asemenea minune. Nu poate să nu te impresioneze treaba asta. Acum, americanul vine și el totuși, nu un necunoscut, vine la acest Lehman Pasha. Lehman Pasha este faimosul Vazar Pasha, bun, e aventurier, fără îndoială. Dar Lehman va rămâne în România. Lehman se căsătorește cu Maria Arion, iar până la urmă, din această familie, Lehman este bunicul Georgetei Crisoveloni, iar Jean Crisoveloni e contemporanul nostru, este băiatul celui care a făcut banca Crisoveloni, clădirea absolut splendidă, care e de văzut, nu știu cum a rezistat, pentru că arată exact ca în perioada interbelică și un portret al lui Lehman se păstrează la Catolic, la Atena, e impecabil. El era aventurier, dar turcii l-au luat în serios. Atunci
a fost o vreme căpetenie militară la ei. Cât privește aceste informații, totuși noi trebuie să fim foarte respectoși față de informația pe care o fac. Că una e ceea ce vezi și alta este această mestecare lentă a unei bibliografii. Citește ce spune și unul, ce spune și altul. Comentam cu domnul Gârmacea acest vaion, să știți că e o adevărată mină. Personajul e foarte interesant, foarte, foarte interesant. Sigur, cartea e în trei volume, nu-i zice la Romanii, deși e scrisă în franțuzește, ci la Romanii, foarte bine. Sunt trei volume, sunt date foarte, foarte multe informații. Dar sunt de mare ajutor pentru oricine vine în spațiul nostru. Ibisinii la fel, ăștia toți sunt filoromâni. Sunt cei care ne-au ajutat foarte mult să ne exprimăm, dacă vreți, în Europa. Și mai e ceva. În 1991 eram la Paris, pe Rue Vaugirard, unde era, cred că cuvântul nu e academic, dar e potrivit, era un pârlit de hotel, Hotel de Principauté Unie. Și văzându-i firma, intru înăuntru și întreb, de unde vă numiți așa? Păi, zice, nu știm nici noi prea bine, dar uitați-vă, și aveau un carton băgat într-un plastic, ca să nu se murdărească prea repede, deși toată instalația era departe de a fi curată. Și acolo scria că odinioară aici se adunau moldovalahii în dorința lor de a se uni. Și de acolo hotelul s-a numit Hotel de Principauté Unie. Franțuzii de astăzi nu mai știau nimica, mă rog, eu am stabilit așa o legătură foarte afectoasă cu ei, dar am discutat câteva minute, eu țineam niște conferințe acolo, dacă vreți să ne pomeniți, noi vă oferim găzduire cât stați, o drăgălășenie din asta. Nu s-a întâmplat nimica, fiindcă întoarsă în țară și se zizând autoritățile noastre culturale, au zis, nu ne pasă. Hotelul era de vânzare pe nimica și ar fi fost o treabă interesantă să putem acolo să avem un pied la ter. N-a fost să fie. Dar tot în epoca asta se mai întâmplă ceva. Și este un element pe care trebuie să-l pomenim, pentru că eu insist foarte mult că noi am fost totuși europeni, nu de la intrarea în Uniunea Europeană. Noi am avut tot felul de legături, de relații în Europa. Și unul din personajele cele mai interesante, care ajunge și decanul corpului diplomatic la Londra, este Ion Ghica. Ion Ghica, în acest răstimp, este în insula Samos. Ce caută românul în Samos în timpul războiului Crimeei? Este revoluționar, pașoptist, în teorie ar fi trebuit să împărtășească soarta celorlalți, dar el pleacă la Constantinopol și e protejatul englezilor de acolo. Să știe că Lord Canning făcea vremea bună și ploaia la Constantinopol. Și ăsta decide, ca românul, să fie pus bei de Samos ca să supravegheze transporturile de armament și de trupe ale occidentalilor către câmpul de bătaie din Crimeea. Reușește foarte repede, foarte repede, să curețe marea de pirați. Și nu numai de pirați. Sigur că, fiind, a stat 5 ani acolo, și cu bune și cu rele. A fost o vreme când era socotit mare bei. Pe urmă, când Samosul, în zilele noastre, a ajuns pe mâna comuniștilor, era un dușman al clasei muncitoare, fiindcă spânzurase câțiva din acești pirați. Ori a spânzura un pirat în ochii comuniștilor totuși, ăla era un reprezentant, un patriot. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că totuși românii mișună într-o parte, într-alta, să nu luați în seamă, sunt egali în dialogul cu notabilitățile europene. Și asta mi se pare un lucru extraordinar. Pe de altă parte,
ești tentat să faci o comparație între observatorii aceluiași spațiu în același timp. Vedeți ce deosebire este? Bun. E suficient să sufăr de ulcer sau să am, eu știu, un reumatism cronic și atunci tot ce văd, văd pieziși, văd negru, sunt nefericit, sunt nemulțumit. Mă uit la domniile voastre, toți sunteți urâți, nu vă înghit. Ori nu e așa. Sunt numai chipuri expresive, numai chipuri atente, chipuri care te îngântă. Dar depinde și care ți-e dispoziția. E, ori acest englez, Patrick O'Brien, aș zice că este, din punctul ăsta de vedere, un observator ideal. În vreme ce doctorul El Hakim pune o distanță care nu e totdeauna justificată, dar indiferent de imaginile care ne lasă, cărțile sunt extrem de interesante și eu vă invit să le citiți, pentru că veți avea o mare satisfacție. La doctor să mai adaugă ceva. Să adaugă acest interes pentru spațiul turcesc care merge până la amănunt. Interes care vă poate fi domnilor voastre de folos astăzi dacă vă duceți pe acele drumuri. Vă mulțumim mult. Aș vrea să mai spun ceva în încheiere. Este cu adevărat că spunea momentul în care România devine, în care România ajunge pe buzele occidentalilor. Domnul Adrian Silvan Ionescu spunea ceva despre titlul cărții lui Noi, România, țară de votare între creștini și turci. În acest volum despre spațiul românesc propriu-zis, sunt cam o treime din pagini. De ce atunci îi dă acest titlu România, țară de? De ce pune România în titlu? Pur și simplu pentru că cu titlul acesta răspunde unui interes, unei curiozități foarte pronunțate a occidentalilor în epocă pentru spațiul românesc. Cartea este publicată prin 1857-58, când presa occidentală discută despre așezarea acestei margini a Europei în urma tratatului de la Paris din 56. Și se discută despre divanul ad hoc în epocă, sunt fel de scandaluri care au ecouri și până la urmă sunt rezolvate în cancelariile occidentale cu falsificarea alegerilor, eroarea alegerilor, se întâlnește împăratul Napoleon al III-lea cu regina Victoria să pună la cale partea asta de lume și atunci publicul din Occident este interesat, aude despre un lucru despre care nu știa mai nimic, iar acest om are la îndemână informația, pentru că el fusese acolo. E momentul lui, o pune pe hârtie, o dă la publicat. În felul acesta, și e o serie întreagă de cărți, cum am mai spus, în felul ăsta, alături de seria asta, ar trebui pusă și cartea Prosacului Cuniș, cel de la care ia Eminescu povestea cu Luceafărul, și care apare câțiva ani mai târziu și este la fel, o carte a călătoriei de la Viena, prin Ungaria, Valahia, Constantinopol. Și descrie călătoria ale Constantinopolului. O carte care a apărut de altfel tot la editura Humanitas, între altcele, doamnei Viorica Nișcov, în aceeași serie de mărturii. Și în final aș vrea să vă invit să răsfoiți această carte a lui James Noyce și să vă uitați la ilustrații. Ilustrații sunt în special gravuri din presa ilustrată a epocii. Presa ilustrată a epocii ținea loc de televizor, ținea loc de radio, ținea loc de film.
și acea pe masa burghezului, imagini din lumea întreagă. Politice, militare, război, animale exotice, orice. Și în epocă, această presă ilustrată de la Londra, de la Paris, pune pe masa burghezului occidental imagini din spațiul românesc, de la Dunăre, din Balcan, de la Constantinopol, din București și de la Iași. Și acestea sunt imagine pe care le-am ales pentru ilustrarea acestui volum. Acestea sunt imagine pe care le are în minte cititorul occidental în momentul în care citește textul lui Noyce și cu exact acest gen de legende scurte, pe jumătate naive, pe de altă parte destul de bine informate, pe care îl vedeți aici. Poate ar trebui să încheiem puțin mai, dacă îmi dați voie. E o noțiune și astăzi dimineață o evocam. Este imaginea celuilalt. Pentru că, de fapt, despre asta e vorba. Este observatorul străin care se uită la tine. Eu zic că este foarte important lucrul acesta, pentru că nu totdeauna ce avem noi aici ca mărturie, n-aș zice că nu e adevărat, n-aș zice că este incomplet, dar privirea celuilalt conturează mai bine. Poți să faci comparații, poți să umpli niște goluri. Deci această imagine a celuilalt devine extraordinar de importantă. Și aici trebuie să omagiem editura Humanitas, care în mod sistematic ne oferă asemenea imagini prin seria, fără să o numească ca atare, mă rog, ea e vintage, dar aproape în toate e vorba de prezentarea noastră, nu? Deci imaginea celuilalt. Și în mare, bravo vouă! Vă mulțumim mult! Ceea ce ar mai fi în final de adăugat este că în vremea celui de-al doilea imperiu, de la 1848 sau 1870-71, au avut loc mai multe războaie, războiul Crimeei, războiul din 1859, cel din 1866 și 1870. Cele din 1859 s-au numit Războiul Unității Italiei. Cele din 1866 și 1870-71 s-au numit al Unității Germaniei. De fapt, dacă ne gândim bine la ceea ce a gândit Napoleon al III-lea, ceea ce a făcut al doilea imperiu aici, pentru că al doilea imperiu francez este cel care a dat cele mai multe trupe pentru război, care a intrat cu trupele în Dobrogea, care după aceea cu un corp și englez, și un corp italian, și un corp de oaste turcesc, a mers în Crimea și a reușit să înfrângă, să provoace o emoragie Imperiului tuturor Rusiilor și să-l aducă la pacea de la Paris. E bine, războiul Crimeei este de fapt războiul unității românilor. Aceasta este ceea ce este foarte important și ceea ce de obicei nu se spune. Dar mai trebuie spus un lucru, războiul Crimeei este practic primul război mondial. Pentru că, în perioada respectivă, marile puteri ale lumii s-au confruntat în Crimea. Dar au fost lupte și în zona nordică, în jurul Kronstadtului, deci aproape de Petersburg. Iar în Alaska, anumite nave care rusești care erau la ancor acolo au fost blocate de nave britanice. Și era chiar nesigur dacă nu cumva navele respective o să atace bazele la Sitka și din alte părți ale rușilor. Așa că este chiar primul război mondial. Vă mulțumesc! Vă mulțumim dumneavoastră, mulțumim invitaților din această seară, doamnei Georgeta Filiti, domnului Adrian Silvan Ionescu, domnului Sergiu Iosipescu. Îi așteptăm și altă dată și vă așteptăm și pe dumneavoastră alături de noi. Vă mulțumim! Am să vă rog să
Îmi dați voie să vă spun doar două lucruri. În primul rând să le mulțumesc, să-i mulțumesc colegului meu, Radu Gurmacea, redactorul șef al editurii Humanitas, care s-a ocupat de apariția celor două volume, și colegii mele, Justina Cruitor, acolo cât mai spate. Le mulțumesc invitațiilor noștri, doamnei Hriti, domnului Adrian Silvan Ionescu și domnului Sergiu Iosipescu, și să vă invit. Acesta este cel al doilea lucru pe care trebuie să vi-l spun în continuând ceea ce apucase să spună mai devreme doamna Georgeta Filiti. Seara Vintage din luna martie va fi dedicată unui James Bond combinat cu Indiana Jones și Graham Greene, așa l-a definit un jurnalist englez, lui Sir Patrick Fermor, un om pe care doamna Filiti l-a cunoscut, a murit relativ recent, în 2011, și care a scris o carte despre călătoria lui de la Viena la Constantinopole în 1933-1934 s-a petrecut. Venim, de fapt, din războiul Crimei, ne apropiem de secolul 21, suntem între cele două războaie mondiale și de-abia aștept să o ascult pe doamna Filiti să ne povestească viața acestui om fascinant pe care îl vom cunoaște prin intermediul dumnei ei. Da, și din carte, evident. Dintre păduri și ape, sper că spun corect titlul. Cartea pleacă la tipar săptămâna viitoare la început și sper că în maxim două săptămâni să o și avem, iar la începutul lunii martie am să o rog pe doamna Filiti și pe invitații dumnei ei să ne povestească despre acest om fascinat. Mi-a spus un mic secret, că are lucruri care țin de viața acestui om, te-abia aștept. Vă mulțumesc mult! La pas, se cheamă La pas spre Constantinopol. Omul are 18-19 ani când face călătoria și merge pe jos. Merge pe jos din Olanda, cu traista în spinare, mă rog, mai merge și pe cal, mai ia cineva cu mașină. Are scrisori de recomandare. Are scrisori de recomandare și sunt către Contele Esterházy, către familia Cantacuzino din spațiul românesc, și atunci lucrurile se așează și personajul este absolut fascinant, nu vă spun mai mult, dar Regina Marii Britanii, să știți că nu nobilează pe oricine. Și Fati este unul din scriitorii înnobilați. El și-a ultimii 20 de ani a trăit la Cardamili, în Grecia, într-o casă adorabilă, dar, de ce este interesant, scrie despre noi în timpul războiului. Petrece ceva timp aici, că și ăsta era apropiat de spion. El însuși, de altfel, un spion declarat, post festum, și învață românește. Și să știți că n-a uitat. Sigur, vorbea cu accent, dar vorbea adorabil. Și dacă aici să vorbească cu accent era adorabil, să vorbească românește la Londra, niște împrejurări pe care vi le spun atunci, a fost teribil. Vă mulțumim!